Bună ziua, ne-am întors de la mare, unde a fost foarte frumos, a petrecut. Am făcut niște caterinși care, de o mare parte a lumei, nu le-am înțeles. Care nu înțeleg de ce, pentru că acel dans a fost o caterincă. Nu spun la ce, a fost, la ce s-au bătut apropourile, că după aia mă închideți canalele, mă închideți ușa, mă închideți geamurile, mă închideți și pe mine. A fost o caterincă care mie mi-a făcut plăcere și am râs. Multă lume că, domne, că nu știu ce, deci n-am nici... Nu mi-am schimbat orientarea sub nicio formă. E doctorul care este mare caterincă și mare plăcere să mă distrez. Vom relua live-urile de săptămâna viitoare. Am avut o mică pauză, dar între timp am pus secvențe ca să nu vă dezobișuiți de mine, să nu vă pierdeți. Plăcerea de a mă urmări și vă anunț pe această cale că luni va fi o emisiune de foc la capră, unde se va servi ciorbă de coadă de vită, ceaun și alte nenorociri. Vă așteptăm acolo și vom reîncepe cu live-urile noastre. Vă aștept cu drag. Vă pup pe gingii al vostru Serghei.